Viață chinuită pentru o familie din Alimpești, Gorj, cu 8 copii minori și o soție grav bolnavă, stâlpul casei abia mai face față greutăților zilnice. Acum cei doi soți mai au pe cap și povara tăierii ajutorului social, femeia bolnavă fiind incapabilă să muncească sau să se ocupe de treburile casei. Drama familiei Rădescu a început după venirea pe lume a ultimului copil, cel de-al 8-lea. În urma unei cezariene, starea de sănătate a mamei s-a agravat. A avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale care au secat-o de putere. În prezent, femeia cântărind doar 24 de kilograme. Tatăl a trebuit să preia toate muncile casei, inclusiv munca în folosul comunității, care îi aduce lunar o indemnizație socială. Bărbatul nu mai poate face față solicitărilor și se teme că va rămâne fără ajutorul acordat de stat. Ieri, la ora 12:30, am primit de la domnul vice Avram că dacă nu mă duc până pe data de 22 la lucru, îmi vei tăia ajutorul social pentru toată familia. Eu am spus, domnul vice Avram, eu nu pot să plec lângă copilașul cel de 4 luni pentru că mi-e frică să nu-l găsesc ori soția moartă pe plită, deci nu e capabilă să facă mâncare, să stea în picioare, are mețele, are multe probleme. Și el mi-a spus, pe mine nu mă interesează nimic, vii la muncă dacă nu te-am terminat. Sunt dispus să fac 3 zile de lucru, ca orice persoană care la ajutorul social pentru 140 roni, dar între timp când pot, când am o fată acasă, fata cea mare, să însoțească soția sau ceilalți copii, să fiu sigur că pot. Deci aș putea să depun o muncă la dale, la... deci mai aproape undeva de casă, că nu pot să mă deplasez, că nu știu ce se întâmplă acasă. Vestea că vor trebui să muncească pentru toți membrii familiei a picat ca un fulger pe umerii femeii bolnave. Aceasta susține că atunci când era sănătoasă își îndeplinea mereu obligațiile de asistat pe parcursul a 3 zile. Trei zile. Da. Și acum? Și acum nu mai pot, că sunt operată de 2 ori și nu mai pot acum. Vă simțiți în stare să aveți grijă de copii? Nu. Deci trebuie să aibă cineva. Păi, da, normal. El se duce, face, aduce apă, face mâncare, face orice. El. Eu nu pot. Mi-a interzis să nu fac nimic. Mi-a zis să nu iau adun nici un kil de apă să nu ridic. Câte operații aveți? Două operații. Când a fost? În decembrie, acum. Câte kilograme? 24. Cum vă simțiți? Când de mai puteți să faceți față? Și având și 8 copii? Norocul că l-am pe el, altfel n-aș putea face față la nimic. Cu 8 copii în casă, în ciuda problemelor, tatăl susține că celor mici nu le-a lipsit niciodată nimic. Acum a ajuns însă să vândă tot ce are pentru ca mama micuților să se facă bine. Am cheltuit 100 de milioane, am avut 7 gresuni, o purcea de 200 de chile, am vândut tot. Am fost cu soția până la naște pe munte, pe Rânca. Am câștigat 50 de milioane bani la bureți care am dat la doctori și pe trasee. Am vândut tot, nu m-am nimic, am vândut porumbul, am vândut păsările din curte să-l salvez soția. Singurul lucru ce m-am pe Dumnezeu și cei 8 copii. Nu, muncesc cu ziua, care mă cheamă la orice om, la muncă, pe mult, pe puțin. Deci, indiferent ce muncă mi se oferă la zăpat, mă duc să câștig pâine de ziua. De toate, am avut de toate, tot. Toate bunătățile posibile. Deci știe toată lumea din sat, sunt un om foarte gospodar, un om pentru adevărat tată, eroin pentru copii, un om care copiii mei noi am lăsat, indiferent că mama lor a fost bolnavă, am fost un tată bun care nu s-a simțit lipsa de ceva. Deci pachete la școală, știu toți profesorii, am fete bune la învățătură, fată la Novaci 9 pe linie, fată la Limpești 8 și 6 pe linie. Deci fete bune. Dar singura rugăminte și singurul care mă apasă este ajutorul social care vor să mă termine. Ieri, cei doi părinți împreună cu mezina de doar 4 luni au mers la prefect pentru a cere sprijin. După ce a ascultat, prefectul i-a asigurat că autoritățile locale vor găsi o soluție pentru problema lor.